micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice minuscule, așa-s Fixiki, da? Ai grijă, nu le da de gol, te le întâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, te le întâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, te le întâlnești cumva. Magazinul online. 1, 2, 3. Am reușit! Simka, mai bine învârză la stânga, la dreapta. Nu, dreapta, stânga e mai sigur. Poate vreți să învârtiți voi și eu să mă uit. Dizertația? Da, mi-am susținut dizertația. Genius? Nu m-a felicitat. I-am amintit de 100 de ori. De asta și e ciudacov, ca să fie ciudat. Hai fi bine să fugiți la el și să-i spuneți despre Liza. Hey! Oho, mai bine nu încurcăm. Și ce facem? Ah, uite, fric! Ce-i asta? Un magazin online? Da, profesorul probabil a vrut să cumpere flori, dar a fost distras. Eu zic să terminăm pentru el. Câte buchete! Să-l alegem pe cel mai mare. Ce sunt cifrele astea? Numărul de flori? Totul este completat. Numele, adresa și un număr de careva card. Deci, tădâși! Va fi aici într-o oră. Nu trebuie neapărat să mergeți la piață sau la supermarket pentru a face cumpărături. Haine, mâncare, tehnologie, produse pentru animale de companie, orice-ți dorești, acum poți comanda online direct de la tine de acasă. Este simplu. Trebuie doar să alegi un articol, să-l pui în coșul de cumpărături și să plătești. Dar numai împreună cu adulții. Nu mai rămâne decât să aștepți ca achiziția să fie livrată direct la tine acasă. Principalul este să scrii adresa corectă. Ce frumos miroase! O notă pentru Ciudacov, G.E. Și eu am crezut. Hei, care Ciudacov? E pentru dumneavoastră, de la el. Imediat rezolvăm. Pentru Liza. Este! Încă un buchet. Vai, dar sunt la aceste flori alergică. Ce împrășteate, Ciudacov! Ori e destinatarul greșit, ori sunt florile greșite. Imediat rezolvăm. Numele, adresa, gata! Ce-i cu tot acest zornăit? Ar trebui să meargă de data asta. Bine lucrat! Ce-i asta? Ce s-a întâmplat? Cineva a cumpărat 100 de buchete în numele meu. Nu 100, doar 3 buchete. Deci voi doi nu l-ați informat pe profesor? Ce să-l informez? Păi, Liza plângea și erați ocupat. Am decis să ajutăm. Să mă ajutați? Să mă ajutați să-mi cheltuiesc banii? Bani? Care bani? V-au dat flori pe internet? Pe gratis? Deci astea erau cifrele alea. Ei bine, oricum ați vrut să comandați, nu? Da, am vrut și deja am făcut-o, dar și voi... Genius, nu ați uitat? În jocurile de societate poți cheltui câți bani vrei, dar aveți mare grijă pe internet. Pe site-urile cu jocuri sau desene animate plătești cu bani adevărați care sunt stocați pe un card. Adulții îl obțin de la bancă sau de la serviciu. Cardul este ușor de luat în cafenele, cinematografe sau magazine. Îl apropii de dispozitiv, iar suma intră în contul comerciantului. Persoana primește un mesaj prin care află câți bani au rămas. Mulți oameni folosesc cardul direct de pe telefon. Dar principala regulă pentru tinerii cumpărători este: dacă vreți să cumpărați ceva de pe internet, cereți ajutorul unui adult. Cu un singur click puteți pierde toți banii. Felicitări cu susținerea lucrării! Sunteți excelentă! Mulțumesc! Dar de ce ați cheltuit atâția bani? Nimic nu e prea mult pentru dumneata, Liza, da? Și o să mă ocup de îngrijirea florilor. Odare, fertilizare, în fiecare zi! Dar să nu uitați să udați de la dreapta la stânga! Fixiki. Termosul. Unde să o pun? Să pui ce, micule Tom? Oh, voi erați! Înghețata mea! Glumești, nu? Mănânc-o! Nu pot! Micule Tom, ești în regulă? Sunt bine! Doar că e un cadou pentru mama mea! Astăzi e ziua mamei! Atunci trebuie să-i o dai! Nu pot! Tata vine cu mine și o vom felicita împreună! Ce-i va dărui tatăl tău? Nu știu, dar până se întoarce acasă, înghețata se va topi! Atunci pune-o în congelator! Și dacă se uită mama prin el și o găsește, se va strica surpriza! Oare unde n-o va găsi? Îți spun eu unde! În biroul tatălui tău! Nu văd nicio ascunzătoare pe aici! Niciun congelator, nimic! De ce nu te uiți în cutia asta? Iată un termos, dar pe mine cum mă ajută? Termosul păstrează lucrurile calde. Înghețata se va topi în el. Nu se va topi! Un termos e alcătuit dintr-o sticlă pusă într-o alta. Între cele două sticle există un spațiu, iar acesta e secretul unui termos. Acest spațiu nu permite căldurii să iasă sau să intre. Deci dacă e ceai fierbinte înăuntru, spațiul gol nu lasă căldura ceaiului să iasă. Și dacă există înghețată în termos, spațiul nu va permite căldurii din exterior să intre. Astfel, un termos poate ține lucrurile atât calde cât și reci. Mă duc să mă joc puțin. Nici măcar nu ne-am mulțumit, așa-i, Nolik? Unde ești, Nolik? Sunt aici! Unde? În termos! Ce faci acolo? Voiam să văd acel vid despre care mi-ai vorbit. Să nu atingi nimic! Nici să nu te gândești să lingi ambalajul! Înghețata e atât de rece că limba ți se va lipi de el! De viața lipit! Ce ai spus? De viața lipit! Deja lipit? Încearcă să o deslipești! Ei, funcționează? Încearcă să respiri spre ambalaj! Stai așa, Nolik! Mă duc să-l chem pe micul Tom! Iarna este o perioadă frumoasă a anului. Vacanțe, cadouri, bulgări de zăpadă, patine, sănii. Dar frigul este un lucru cu care nu trebuie să te joci. Cel mai important este să te îmbraci bine, să-ți acoperi capul cu o căciulă și gâtul cu un fular. Așa sunt șanse mai mici să răcești sau să te doară gâtul. Iar pentru a împiedica mâinile să înghețe, nu uita să porți mănuși și să nu te încalți niciodată cu pantofi umezi în timpul iernii. E o cale sigură de a te îmbolnăvi. Mai vreau să vă spun un singur lucru. E minunat să te distrezi când e frig, dar aveți grijă! Nu mâncați zăpadă și nu puneți limba pe garduri de metal, stâlpi sau clanțe. Limba se poate lipi atât de tare de metal, încât va fi foarte greu să o îndepărtați. Vă doresc tuturor o iarnă foarte frumoasă! Micule Tom! Limba lui Nolik s-a lipit! Unde e? În termos! Repede! Îți explic totul mai târziu! Tată, ai ajuns deja? Tată, de ce mi-i cadoul? Ce vrei să spui cu asta? Adică al meu! De când a devenit al tău? Salutare! Ce se întâmplă aici? Nu s-a întâmplat nimic, am o surpriză pentru tine. Vreau să-ți urez la mulți ani de ziua mamei. un termos! Ce minunat! Mulțumesc mult! E ceva înăuntru? Nu sunt sigur! Înăuntru e un cadou de la mine! Înghețată de vanilie! Preferata mea! Și cum de-ai ajuns înăuntru? Mulțumesc foarte mult, dragii mei! Nolik, m-ai speriat atât de tare! Ce bine că te-ai gândit să te transformi în șurub! Aha! Te doare limba? Aha! Crezi că vei mai putea vorbi? Pot vorbi! Oh, asta e bine! Să ne grăbim! Și noi ar trebui să mergem să-i urăm mamei la mulți ani!